Asta e surpriza pentru ziua mea. Da. Ce vrei să-mi arăt? Ia. Vă rog, nou! Sărbătorim pe tati. Da? Da. Teatru! Mai am urmă știere la Bacău? Câți dintre voi mai merg la teatru? Și scrieți-ne ce vârstă aveți, ce fel de piese vă plac. Cel mai bine. Chiar-s curioasă. Mami, ăsta e cadoul perfect pentru mine astăzi. Bună dimineața, mami! Bună dimineața! La mulți ani, tati! Mulțumesc, mami! După o febră bună asta de azi noapte. Asta vreau să zic, tati, de ziua lui a făcut febră de noaptea lui. De două ori. De două ori. Și am stat și l-am vechiat toată noaptea, iar astăzi sunt ruptă de oboseală. Eu ți-am spus să mă lași să mă duc în altă parte, să dorm. N-aveam. Tu n-ai vrut. Trebuia să te supraveghez. Vreau să mori. Ei, da. Sunt puternic, mami. Da, tati. E o vorbă. Ai văzut o rață înnecată? Da. E vorba că am avut și frison și cred că am o infecție în gât. Da. Așa că astăzi o tratăm. Mami, unde să merg să tratez? La doctor, tati. Și eu să merg. La medicină. Dar aș putea să iau ceva pastăluțe în gât. O țuică? N-o Stică să pastile cu efect antiseptic. Da. Așa. Eu așa am luat. Nu am făcut febră, dar m-a durut foarte tare în gât. M-am uitat în oglindă, nu se vedea nimic, dar cu toate astea. Sigur era infecție pentru că aveam ganglioni. Și acum cum te simți? Așa mai bine, văd cum mi-a trecut. Am luat paracetamol, tata am cum e sarcină. Se îndaște tritat, adică doar asta am în casă. Și mi-a fost bine. Bine, ți-a stat cu febră, așa-s noapte și deși acum e bine. Bine. Și strepsils, pastiluțe n-astea de cât cu... Asta ziceam și eu, să mergi la farmacie să iei, că nu prea mai sunt. Ok. Și să iei și de casept. Fetele mereu caută de casept. Că ajută. Bun, acum am să te lași pe tine la școală și să vedem ce surpriză îmi pregătiți voi astăzi. Da, n-am pregătit absolut nimic. Mereu aglomerate, trebuie să pregătesc detalii. Dar nu e obligator. Fetele sunt deja la școală, de câte vedeți în spate nu avem pe nimeni. Deci ne-am mișcat cât de cât bine. Eu nu port centură, că probabil o să aud asta în comentarii, pentru că sunt însărcinată și legea îmi permite, ba chiar așa e legea, femeile însărcinate nu poartă centură pentru că ar afecta bebelușul din burtică. Tam, tam. Tam, tam și de asta pot să stau fără. Am cuplat-o cumva prin spate pentru că țuie, nu știu de ce, dar sunt mașini care țuie un pic după care se o... Prește zgomotul ăsta de la centură, aia noastră nu, ca noastră țâuie, până te scoate din sărite, ca să o pui. Iar aia mare face așa și în spate. Da. Să avem o zi ușoară și... Și la mulți ani din nou. Mersi. Ce tort luăm astăzi? Ce vreți voi? Vă las pe voi să alegeți. Să prinsele tot cu tine, pe ce pute. Ia unde ceață e. Wow. Hai, să ajungem cu bine. Bine, tati, ne vedem după prânz. Iar acum să mergem la odihnă. Mă simt foarte rău. Toate că sunt o grămadă de lucruri de făcut pe acasă. Dar văd eu cât de bine o să mă simt acum. Acum, da. Nu mă simt prea bine. Nu înțeleg ce bate sub mașină. Niște zgomote ciudate. Sper să fie doar o piatră. Am terminat de editat vlogul de astăzi și s-a făcut ora numai bună de a dus fetele acasă. Și poate să ajung și pe la o farmacie. Nu că poate. Trebuie. Iar mă ia cu frison și nu e ok. Bună, Bria! Să vedem ce avem noi aici. Desenet. Un desen. E la faceți. Super! Hai după Teo. Și după care... la grădini. Bravo! Salut, Teo! Bună, am făcut-o la alea. Și asta e a colegei mele. Și a uitat-o și am luat-o ca să-i aduc și n-am luat. Hai să mergem. Suntem în întârziere. Eu trebuia să ajungă de 20 de minute să merg cu ea la pregătire la engleză. Așa că vedem cum facem. Așa suntem zilnic, într-o continuă alergătură. Iau biletul la teatru, tati. Asta e surpriza pentru ziua mea. Da. Hai să vedem. Reușești? Încerc. Mă încurcă. Iar eu la curier. Actele contabile trebuie trimise.
Rezolvat. Ia să vedem, mami a reușit să cumpere biletele? Ai reușit, mami? Am reușit să iau două. Mai trebuie să iau două. Nu reușesc să le plătesc. Nu că nu reușesc, nu reușesc să le aleg. Îmi spune, începe selecția de lângă două locuri neocupate. Și-l voiam pe ăsta de aici. Și aici erau trei libere, le-am luat noi două. S-au eliberat? Nu. Nu mi-l mai dă pentru că îmi zice că nu-i am ocupat. Înțeles. Ceva de genul. Așa. Să-mi plăcut. Și cușmalul din Guță. Și-mi plac două întreg de prăjituri. Care-i cușmalul? Și mie îmi plac și pădurețele. Nu. Mergem să mâncăm. Ți-e foame. Ce-i pădurețele? Fetele vor înghețată. Ciocolată. Ați mai pomenit la vremea asta înghețată? Ce vrei? Ciocolată. Hai, Teo. Hai, Bri. Aici. Fetele vor să servească smântânelul. Ce vrei să ne arăți? Ia. Loverul nou. Loverașul nou. Mi-a picat cotul. Aveam protecția aia. Mi-a picat cotul în corenă. Avem aia schimbama care am eu. Da. Aia comunică lucru de la... din burcă. Și mi-a intrat prin ea acuarela. A, prin protecție. Și mi-a ajuns. Teo are o vestă de protecție pentru arte plastice. Ați văzut, am luat-o noi din Bulgaria. Mâneci. Da, acum 2 ani. De fapt, nu e o vestă întreagă. Haină. O bluză. O bluză, da. O întreagă bluză, da. Și aici are scai la spate. Da. Și? Da, așa a făcut de-ale ei. Hai, la masă. Mâncăm desert înainte de prânz. Da. Ha. Bun? Hai, fetele! La mașină! Hai! Cum? Tam 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 tam. Mersi! Mai bine stau aici! Hai, urcă în mașină! În față, că-i căldurică! Ce așteptăm? Șaormele! Așa sărbătorim. Șaurma la lipie. Ce-i luat, mare? Gata? Sună șaurma. Mă sună Mara. Pentru mine. Așa sărbătorim noi astăzi. Yay, cu șaurma în mașină. Până acum în fiecare zi mâncăm la restaurant, tati, la prânz. Și acum când e ziua ta, n-am mai mâncat la restaurant. Am mers la șaurmerie. Mami, asta demonstrează încă o dată că suntem oameni simpli, da. Și normali. Și foarte ocupați și mereu pe fugă. Cu multe activități ale, da, copiilor. În ieșele noastre, că și noi mergem la muncă și așa mai departe. De asta n-avem timp să gătim acasă, că poate normal era să ne aducem la prânz acasă. Care prânz? Că eu scap la 11, Marea scapă la 4. Da. Și atunci cum te aduni la prânz acasă? Am luat-o și pe Măruța și mergem la not. O altă activitate din timpul zilei. Yeah. Și după not, ce urmează? Altă pregătire. Bună și urma mea. Bună tare. A mea e picantă și mi-a zis băiatul de acolo. Vedeți că e picantă? O să iasă bebelușul iute. Să iasă iute. În sensul de rapid, să fie un bebeluș viteaz. Da. Fetele. Poftiți, fetelor. Bună, Măruța. Bună. Hai, Teuță, hai. Hai. Eu mă mănânc și urma după ce vin. Bine, hai, succes. Mulțumesc. Nu mai vin după voi, vă descurcați, da? Brățările, mami, brățările. Poftim. Teo este la a doua activitate pe ziua de astăzi. A fost la engleză și acum la not. Mara e la prima, la not. A mâncat și ea șaorma. Asta după școală și balet, a spus baletul inclus în școală. Da. Și va merge și la chitară. Deci cam asta este ziua noastră și viața noastră. Mara termină undeva pe la ora 6:30? Da. Cam așa. Iar noi de seară... Îl sărbătorim pe tati la... La? La teatru! Mai amurgăște la Bacău și joacă la teatrul de vară. Apropo, câți dintre voi merg la teatru? Câți dintre voi mai merg la teatru? Da. Și scrieți-ne ce vârstă aveți, ce fel de piese vă plac. Cel mai bine. Chiar sunt curioasă. Mami, ăsta e cadoul perfect pentru mine astăzi. Și pentru mine. Și mie îmi place la teatru foarte. Eu am crescut teatru. Vene, să zic așa. Tati parchează? Un pic. Unde te duci? Să-i cumpăr Briani ceva de mâncare, că... Așa e ea.
Am oprit-o și a pornit automat. E bun. Briana nu a vrut shawarma. Nici nu cred că putea să mănânce. Tu ce vrei, Bri, să mănânci? Da, ce e acolo? Cum se cheamă? Tra? Lupta. Tra? Tradițional. Tradițional. Tata i-a redestat la dita mai coada, ia priviți-l. Wow. Trebuie să-i luăm ceea ce mănâncă, așa, ca să fim siguri că mănâncă ceva, să nu ne refuze. Am ajuns acasă și am dat peste Negruț. Negruț, iar ești bătut. Măi, dar ce răni ai. Ia, ești plin de răni. Ce vrei? Să-ți dăm ceva să papi? Hmm? Vrei ceva de papa bun? Hai, dragule, jos. Ia, vezi cine vine. Hopa! Ai intrat în casă, nu vreau să mănâncă mâncarea. Îți mănâncă mâncărica? Hai, Negruț, ieși afară, Negruț. El știe deja, hai. Hai, hai. E pula, are mâncare doar ce am pus. Și semințele fără soarelui și strot și tot felul de semințe, iarbă uscată de aici. Iar lui Negruț să-i dăm acum. Ai, măi, Negru. Hai, pofte bune, Negruț. Hai, tata, că ce să închid busa. Hai. Să nu vină. Gata. Îți place iepurile? Mhm. Hai, pofte bune. Hei, cine a terminat de mâncat? Uite cine a terminat de mâncat. Așteptăm un colet de Black Friday. Cash? Oh, numai cash? Da. Briana, te bucuri? Ce e acolo în colet? La revedere! Pa! Facturica o avem, nu? Ghiți ce avem aici? Caurelul! E cam ușor. E ceva? E bine că e ușor. Este? Este. Hai în casă cu el. Hai, Negruț! Ia uite, ia. Mă! Hai, Negruț, hai! Uite cum pot eu să intru de Negruț. Dar tu intră, că el se dă la o parte, doar nu crezi. Nu, 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 nu-i voie pe drum. Vino înapoi. Negruț. N-ai ce căuta afară, că te mănâncă... E foarte dolor, dulăi. Negruț. E da. Gras. Da. Nu-i grasul. Briana, Negruț nu-i cățel. Tati, în casă, mie-mi e frig. Repede. Hai. Repede în casă. E încă un scăun pentru Bri. E mai fain. E mai mare, nu? Da. Wow. Ce mare pe aici. Da. Mare. Din păcate, după ce l-am achiziționat, mi-am dat seama că nu e cu Isofix. Cam târziu, mami, așa că îl vom folosi așa, prins în centuri. Stați să-l vedeți pe Negruț. Ce credeți că va face? Ia, Negruț, hai. Ia. Eu mă duc în casă. Bine. Hai, Bri, vin aici. Ia să o prindem. Poate pe asta nu-l va mai desface singur. Iarăși problemele cu centurile prea mici? Nu. Hai, sus. Hopa. Și? Și? Cum te-ai simți în el? Bine, frate. Și astfel avem câte un scăunel. La fiecare mașină. La fiecare mașină. Sunt mult mai toți scot. Și din cea mare îl pun în cea mică. Fiecare mașină va avea scăunel. Poc! Și eu am zis că e rotativ, că e cu Isofix, eu altceva am comandat azi. Da. E mai mare decât scăunelul. Da, e mai mare. E și pentru Teo, dacă da. Te gândești așa. Ia, privește cât se ridică. Ca și... Ia, wow! Oh, oh, oh. Clar e și pentru Teo. Cum e vreuța? Vreau înapoi, sus! Unde vrei? Acolo, să-l bați, să-l... Vrei în jos? Tati, asta putea să o faceți în casă. Bine. Nu numai tati a primit colet, am primit și eu unul. Noi am fost de Black Friday în mall și am intrat prin toate magazinele. Nu majoritatea aveau reduceri pe Black Friday. Cum nu avea nici acesta. Ce? Ia să vedem. Repede, repede. Mie nu mi se pare normal. Știi că profită de clienții da. Care vin la Black Friday și retailerii care nu au promoții. Da, dar mi se pare absurd. Puteau să bage și acolo unde stau. Bun. Ce-i luat și de ce-i luat? I-am luat Teodore niște hăinuțe din magazin. Așa. Și Mara le-a dorit și ea. A, și le-ai comandat pe online. Doar pe online, Mărina. Bravo. Asta îl știți de la Teo. Buddy. Teo așa cu pantaloni ăștia a fost azi la școală, deși wow. Nu sunt de școală. Pentru tine nu aveau. De la 6 la 14 ani. Și tu nu ai încă 6. Și încă o pereche de pantaloni tot pentru Murța. Da, numai că e ce face doar la pantaloni ăștia, am văzut la Teo. Vorba lui Teo, ia privește. Un pic de etichetă. Ia, uite-te aici. Se spală la 30 de grade și se calcă. Ăștia, da, a, nu e aceeași etichetă. La Teo, toate astea, dar toate,
erau tăiate. Nu se spală, nu se calcă, nu se... Nu cred. O fi fost pe curea. E valabil doar pentru curea. Și doar au zis Teo. Na. Pentru că au curea, nu se spală, nu se calcă. Ei nu știu că se scoate cureaua. Asta fiind cureaua. Aha, deci cureaua nu se spală, nu se calcă, nu se curăță. Nimic, uite, nimic. Bine că am descoperit. Foarte scumpe. Wow, 120 de lei, 40 de bani, 76 de lei ceilalți și body-ul 76. Foarte scumpe. Așa sunt produsele. Da. Mergem, ne odihnim. Te iubesc. Și apoi după fel. Să se face scoică? Nu. Se face mic? Nu. Asta e mic de tot. Așa e cel mai mic. Oare se scoate spinarul și se face doar înălțător? Nu știu. De până la 36 de kg. Nu trebuie să face pe alu, Eclesia. Și am aflat că se scoate și ce? Rămâne doar înălțător. E bine? Mergi. E bine? Da! Brioș. Hai, brioș. Ce? Vrei în parc? Vrei în parc? Frig. E frig. Și tata nu se simte prea bine. Apropo, am mai luat un medicament. Iar cu febră. Să fiu un pic mai ok. Așa că o ținem din febră în febră. Tata ar trebui să iei penicilină. Poate nu e. Asta e cea mai bună pentru că ai luat. Aici mă oftic. Mergem după fete. Am luat și fionul pentru că am uitat să-l pun fetelor în geantă. Iar Negru-s la locul lui. Repede. Se lasă deja seara. La Oscar. Teo, Mara. Dar ce faci, Mara? Asta e chitara. Pa! Bună! Hai, măluța! Lăsăm fetele sub supravegherea unui adult și noi mergem la teatru, așa cum am promis. Asta e făcută de Teo? Cred că da. Ce, da? Sunt curios cu ce surpriză mă așteptați voi. Un elf, elf aici. Dar bine, doar biluța. Dacă la Teo facem surpriză, dacă nu, ce? Surpriza? Nu facem atât. Teo, îmi faci surpriza. Mă supăr. Doar Mara. Dar tu de ce nu? Și am ajuns. Wow, ce frumos, decorul e superb. Abia aștept să înceapă. Mă așteptam să fie plină sala. Dar încă nu e. Mai sunt cam 5 minute până începe. Mami. Am fost la supermarket. Ai venit cu apa. Tu ai interzis vânzările astea aici la teatru. Așa mi-a zis că nu mă iau voie. Da. Am ieșit de la teatru și am ieșit cu cadouri și dulce. Și ai și acasă cadouri? Și acasă, da. Mergem repede la fete. Mergem să luăm și niște pizza pentru ele, nu? Da. Și pentru noi un pic. A fost fain. A fost fain, da. Avem și mâncărica, sper să ne ajungă. Ia să vedem noi. Vedem. Ce scrie aici? Wow! La mulți ani cu mătru. De la Nana lui Andrei. Da. N-a venit de seara asta la noi. Bine, bine, dar sunt. Hai! Hai să vedem pizza! Stai că strivești tortul! Singurul băiat de la petrecere! E așa? Uite câte fete suntem! Poftă mare! Vreau, vreau cadoul, vreau cadoul! Mi-ai promis cadou! Vreau cadou! Super! Hai! Hai să cântăm la piață, am zis! Haide, vă rog eu! Teo mi-ai promis! Ce-i pe mânecă? Ce-i pe mânecă? Ah, ne-ai arătat pe vlog, știm! Hai! La chitară cine cântă? Eu, dar nu știu! Nu, eu cânt! Poți să-mi cânt, să-mi rog! Nu s-ar de ziua mea!
Eu nu știu să cânt aia. Faci chitară de un an? Da. Faci chitară de mult timp. Dar nu mă las. Hai, poftim Mara și chitara. Dar trebuie ceva pe care țin piciorul. Lasă că se poate și așa. Hai. Nu te-ai răcă văzut. Wow, bravo! Bravo! Na 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 na. Hey! 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 Na kai, tu trebuie kai. Da, hey! Hey! Chitara pe care o are Mara costă undeva la 400 de lei. Cam așa am dat pe ea, e nouă. A, e de la moșul. Nu-i dat mă pe ea, cred că glumești. Ai. Ia-mi somnușul. Cum? Da. Asta ia-mi somnușul. Da. Da? Mincinoasule. Nu mă cază de aia, așa să te crezi bogat. Bogat, da? Mulți bani am mai dat pe chitară. Da, nu, ți-a adus somnușul. Ți-a adus somnușul. Ți-a adus somnușul, da. Hai. Avem de lucru? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Tati să trăiască, tati să trăiască, la mulți ani. Copiii să mulți ani trăiască la mulți ani. Invitații au plecat și tati deschide cadourile. Ia să vedem ce e acolo. O cratiță e. Nu. E așa am zis. Deschide. Nu. Deschide. Nu vreau să arăt. Nu e o cratiță. Hai, deschide. Nu vreau să arăt. Hai, deschide. Deschide. Tati nu vrea. De suflet. E ceva. Fică de suflet. Atenție. Atenție. Da. Dacă e o sticlă de vin, nu contează. O cratiță e. E, ce drăguț. Și. Wow! Foarte ce fain. Se face cu coroana? Stai. Aia o pui pe mașină. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. E un deodorant. Și o cafea de rugăciune. Drăguț. Astăzi am fost miruit. Bravo. Am fost la biserică. Asta nu-l înțeleg. La un maslu. Cum să-l pui? Stă lipit? Se lipește? Da, e lipit așa și acolo desfaci, scoți dopul. Dar eu am luat de la Ucrainie. Am luat de la ucrainieni și dopul ăla de acolo, deci desfaci dopul și îl scoți pe ăla de acolo, dinăuntru. Și-l pui pe ăla la loc. Mirosea mir. Da, mirosea mir. Wow. Serios? Da? Da. Da? Da. Ia. Chiar l-aș pune la mașină. Eu mi-am pus în casă. Eu am pus una în cameră și una în bucătărie. Îi urăm lui tati cele mai bune lucruri din lume. La mulți ani, multă sănătate. Și toate dorințele să îi se îndeplinească. Doamne ajută la toți. Să fim sănătoși. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Aveți locuri noi în fiecare colț al ecranului. Una data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat. Pa, pa!